Legendele istorice scot la lumină episoade în marginea cronologiei oficiale. Din punct de vedere istoric, faptele relatate de legendă sunt îndoielnice. Ele reflectă însă modul în care oamenii reacționează la evenimente. Legenda istorică este o știre, o relatare despre ceva din trecut, care a impresionat, s-a reținut în memoria colectivă și s-a transmis din generație în generație. Pentru că realitatea a fost modelată de subiectivitatea oamenilor, povestirile acestea se află între faptul autentic și ficțiunea intenționată. Legenda este o modalitate de conciliere a istoriei cu mitul. Istoria stă înregistrată inclusiv în legende și în cărțile scriitorilor. De exemplu, pentru cunoașterea evenimentelor care au avut loc în Chișinău pe la mijlocul secolului al XIX-lea, este relevant să ne adresăm la romanul Pribegi în țară răpită, scris de Dumitru C. Moruzi. Segmentul de timp evocat de Moruzi a generat legende. Cele mai multe s-au țesut în jurul exoticii familiei armene Manuk Bey. Scriitorul a înregistrat câteva legende legate de Manuk și de urmașii săi. Să le cunoaștem. Se știe că Manuk Bey s-a mutat în Chișinău în 1815. Tot atunci a cumpărat moșia Hâncești. A murit doar peste 2 ani în împrejurări incerte și a fost înmormântat în pridvorul bisericii armenești din Chișinău. Mai târziu, fiul său ridică pe moșia Hâncești faimosul palat. Pe la 1852, urmașii lui Manuk Bey locuiau mai mult la Odessa. Uneori treceau însă prin Chișinău, spre palatul lor din Hâncești, stârnind zvonuri și legende. În varianta de legendă înregistrată de Moruzi, misterioasa avere a familiei Manuk Bey se trăgea de la Manuk, care a fost cândva slugă credincioasă a marelui vizir Alemdar Mustafa Pașa din Istanbul. Se zice că puțin timp înainte ca vizirul cu toate cadânile sale să piară în luxosul lui palat de pe malul Bosforului, mistuit de incendiu la ordinul sultanului Mahmud, acesta avea două slugi credincioase, pe turcul Ali și pe armeanul Manuk. În acești doi oameni își pusese toată încrederea și nu avea pentru ei nimic de ascuns. Manuk, foarte deștept și cu carte, era casierul și secretarul intim al vizirului. Mirosind a pagubă, alteța s-a poruncit într-o seară lui Manuk să ia haznaua cu galben și să o ducă pe o corabie grecească gata de plecare spre Odessa, având a venit și el din urmă. Îi dădu ca ajutor pe Ali, poruncind și acestuia, ca după ce o vedea hăznaua la adăpost, să vină la palat, ca să ducă și pe cadâne tot la corabie. Când Ali s-a dus după cadâne, văzu acolo palatul înconjurat de oștire și arzând ca o făclie. Ce să facă bietele slugi credincioase? Manuk nu putea să lase haznaua singură, ca să se ducă, să-și scape stăpânul și să se pârjolească vitejește alături de el. Îl îndemnă dar pe Ali să dea el măcar această mare dovadă de credință, căci tot avea poruncă să se întoarcă la palat. Turcul răspunse că jurase stăpânului pe Coran să-i apere până la moarte averea și cadânele, iar fiindcă de ele nu mai putea fi vorba, datoria lui era să-i apere măcar haznaua. De o vrea Allah, o scăpa și stăpânul și va fi mulțumit de credința lor. De nu, ar fi o nelegiuire să se împotrivească voinței lui Allah. Așa ajunseră cu bine la Odessa, unde aflară că voința lui Allah fusese de a izbăvi de vizir și de a face slugile lui foarte bogate. De teamă să nu afle turcii de urmele haznalii, au luat drumul spre Chișinău. În capitala guvernei rusești au împărțit între ei galbenii. Turcul Ali și-a cumpărat o casă în Chișinău pe strada Turețcaia. În curtea ei și-a îngropat galbenii în ulcele. Din când în când își scotea de acolo câte una pentru a-și plăti viața frumoasă și îndestulată. Povestea turcului a incitat spiritele încă mult timp după moartea sa, căci se presupunea că au mai rămas ulcele nedezgropate în pământul din fața casei lui. Armeanul Manuk Bey a cumpărat pe banii vizirului mult pământ, devenind cel mai mare proprietar din Basarabia. Fiului său Jean i-a dat o educație aleasă la Moscova și l-a căsătorit cu o armeancă înscrisă de mult timp în nobilimea rusească. Cu această ocazie, Jean și-a rugat un nou statut, traducându-și titlul de bey în cneaz. Și-a pus și o coroană regală și un cap de zimbru pe mantie. Astfel, biata Moldova s-a trezit cu o bezadea mai mult.
Cu toate semnele heraldice în regulă, prințul Jean și-a ridicat un palat la Odessa, purtând trufaș zimbru Moldovei pe frontal, apoi o casă frumoasă la Hâncești. Bunul prinț Jean Manuc Bey, care se boierise singur, a boierit multă lume și se poate spune că jumătate din bogătașii de obârșie armenească înscriși în dvoreanstva Basarabiei i-au datorat starea lor. O altă legendă spune că Manuc, fiind unul dintre cei mai bogați oameni din Europa, și-ar fi ascuns averea în catacombele de sub cele trei biserici ale Chișinăului, Biserica Armeană, Biserica de pe dealul Măzărache și Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Se zice că în perioada sovietică, din aceste catacombe au fost jefuite sculpturile ce indicau direcția în labirinturile subterane. Dacă îi veți întreba pe locuitorii mai vârstnici din zona unde se află aceste biserici, de pe așa numită Colina Pușkin, de pildă. Ei o să vă povestească despre mașinile pline cu moloz și cu deșeuri din construcții care acopereau în fugă intrările în catacombele descoperite, eventual în timpul când erau săpate fundațiile vreunei clădiri noi în perioada sovietică. Plimbați-vă prin părțile celea și veți simți neapărat fiorul locului când veți da de vreo curte misterioasă înfundată în verdeață. Poveștile fac orașul nostru mai plin de farmec. Chișinăul are șarm cu ambianțele lui pitorești și melancolice. E nevoie doar să-i cunoaștem și să-i promovăm legendele. Proiectul nostru e și o invitație la completarea patrimoniului mitologic al orașului Chișinău. Dacă ne puteți relata vreo întâmplare ciudată, vreun aspect straniu, vreo poveste excepțională despre Chișinău, puteți să ne-o trimiteți la adresa din partea de jos a ecranului. Vom promova împreună orașul Chișinău cu adevărurile lui mitologice și legendare.